2 Timotei, capitolul 3, începem de la versetul 10. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăji pe alții și se vor amăji și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Reașezați-vă, vă rog. În timp ce se cânta despre numele Domnului și eu mă gândeam ce verset de laudă pentru Domnul să așez în față, m-am amintit ce scrie în 1 Cronici 29 de la versetul 10. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis: binecuvântat să fii tu din veac în veac, Doamne Dumnezeu Părintelui nostru Israel. A ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, că tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească, să întărească toate lucrurile. Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, te lăudăm și preamărim numele tău cel slăvit. Amin. Fie și rămână numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Și fie harul Domnului, acela felurit, peste fiecare dintre cei prezenți. Amin. Dragii mei, am citit din a doua Timotei și aș vrea să punem cele citite sub un titlu: Omul model. Aș vrea să observăm că Scriptura, și dacă suntem atenți și corecți, și realitatea din jurul nostru, ne dovedește că oamenii au nevoie de modele și că oricum sunt modele, că sunt bune, că nu sunt bune, și că noi nu putem să facem abstracții de ceea ce vedem în jurul nostru, de oamenii cu care trăim, care ne vor creona viața și ne vor marca destinul. Asta cred că are de-a face cu felul în care am fost creați. Într-un fel spus, cred că după cum, din punct de vedere genetic, suntem tributari în mare măsură părinților noștri, se pare că suntem tributari mediului, relațiilor și noi, repet, vrând, nevrând, urmăm pe cineva, ne asemănăm cu cineva. Depinde, cu cineva bun sau cu cineva, să zic mai puțin bun, sau pe de-a dreptul rău. Dar în fond, la urma urmei, nu există decât două direcții, două tronuri de domnie în universul acesta. Temporar două, că numai unul rămâne. Da, diavolul vrea să-și atragă și el închinători. Apostolul spune aici lui Timotei: tu ai urmărit de aproape, au colaborat, ca un tată cu copilul lui, cum scrie în Filipeni, în capitolul 2. Așadar, sunt modele în biserică. Și m-am uitat aici la dumneavoastră, că anul trecut n-am fost, pentru că atunci a plecat scumpa mea la Domnul, n-am mai fost alți ani
Și m-am uitat. Pe unii v-am regăsit în privire, chiar dacă masca ne încurcă să ne recunoaștem imediat. Și vrând, nevrând, vă asemănați, dacă tot o să mai umblați împreună. Pentru că în biserică, mă refer la biserica locală și în mod deosebit la cei cu care colaborăm, e vorba de predicatori, de proroși, frații care mergem în misiune, cei cu care cântăm, cu care avem părtășii, ne marchează. În mod deosebit, cei cu care trăim mai îndeaproape. Dar modele nu sunt numai în biserică. Apostolul Pavel spunea, citesc din versetul 15, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. De fapt, nu Pavel a fost primul model al Timotei. Spune în aceeași epistolă, vă citesc din capitolul 1, versetul 5, și mi-aduc aminte credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta. Avem aici surori mai în vârstă? Și dumneavoastră sunteți modele. Nu doar predicatori. Apoi în mama. Și apoi în el. Cum vă spuneam că există opțiuni și Timotei ar fi putut să aleagă. Tata era grec. Nu ni se spune nimic despre el. Și nu putem concepe în învățătura biblică să fie un tată de valoare și să scoată în evidență numai pe mama. Că doar porunca spune cinstiți pe tata și pe mama, nu? Nu încalcă Biblia poruncile Bibliei. Se pare că tatălui Timotei a fost un alt model. Și grecii se credeau cineva în vremea aceea. Slavă Domnului că Timotei a urmat un model bun. Aveți la școală alte modele. Da, acum cu lumea virtuală, cred că cel mai îndeaproape model este cel din telefon, din tabletă, din laptop, nu? Modele de cântăreți. Modele în felul în care ne comportăm și chiar dacă unii spun că ei sunt nonconformiști, sunt nonconformiști cu unii, dar sunt conformiști cu alții. În fond, nonconformiști absolut nu există. Pe cineva copiem, pe cineva urmăm. Aș vrea să înțelegem mai întâi că este indicat să știm pe cine urmăm, cu cine ne asociem, cui îi dăm voie să ne creioneze viața. Citeam într-una din cărțile lui Paul Brandt că i-a zis unui medic rezident: ce semeni cu profesorul meu? Și asta i-a făcut pe cei din jur să zâmbească. Și întreba: de ce zâmbiți? Păi noi nu știm pe profesorul dumneavoastră. Dar felul în care el se manifeste, felul dumneavoastră de a vă manifesta. Deci dumneavoastră l-ați adus de la profesorul anterior și acum ne-l vindeți nouă. Că se pot perpetua, ca și cum a spus în cazul lui Timotei, de la bunica la mama, generații la rând. Și spune și Pavel lui Timotei să fie atent cui și ce încredințează. Așadar, să ne ajute Bunul Dumnezeu în biserică și în familie, în prim plan în aceste două instituții sfinte, să fim modele binecuvântate. Asta nu înseamnă că vom fi model numai felul în care ne comportăm la adunare. Stop! Numai că se păstrează relația aceea de la adunare. Că nu este tata și mama model numai când își adună copiii și le ține lecția biblică. Nu, nu, nu. Tata și mama este model și când face pană la mașină, și când face mâncare, și când a întârziat unul dintre ei. Modelul e model. Și rămâne acolo, afișat tot timpul. Nu este ca și cu o cameră de aici, că dacă ceva nu ne place, închidem și gata, nu-i mai... Se vede. Nu, se vede, se simte, sunt percepții puternice. Dacă e vorba de ceva îndeaproape, se simte și fără vorbe, se simte și când îți întorci vorba prin gură. Și nu e de-a drumul, că e suficient de stăpân pe situație, dar se văd toate acestea. Felul în care gesticulăm, felul în care ne îmbrăcăm, felul în care conducem mașina, toate, toate, de fapt, se văd. Și țin minte când spunea uneori soția, când eram la volan, poate mă grăbeam uneori, zice: vezi că ești cu băieții. Da. Aș vrea, dragii mei, să vă arăt un model biblic, așa cum a fost Apostolul Pavel. Conștienți, cum spuneam într-o primă idee, că modelele sunt
Gvasii funcționale. Zice în versetul 10, tu ai urmărit de aproape învățătura mea. Noi suntem ființe inteligente și ceea ce spunem în mod deosebit în cele sfinte, dar și în general în practica vieții noastre, în principiile de toate zilele, se implementează în viața celor de aproape. De aceea încep cu noi, cu predicatorii. Pentru că spune Iacov în capitolul 3 al epistolei sale, versetul 1, frații mei, să știți că învățătorii vor primi o judecată mai aspră. Dar de ce mai aspră? Pentru că ei nu răspund numai pentru ei, ci pentru alții. Și mi-a atras atenția Duhul Sfânt într-o profeție recentă. Auzi, vezi că ești responsabil de mai mult decât ți se pare ție că ești responsabil. Dar nu sunt numai predicatorii responsabili, ei în primul rând. Și felul în care îți dai părerea despre predicator, de fapt este o învățătură. Vă citesc tot ce scrie despre învățătură în Tit, capitolul 2, versetul 7. Dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune, toate privințele, iar în învățătură, dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur. Chiar? Ne cere Dumnezeu să fim absoluți în ceea ce învățăm? Da. De aceea, dragii mei, cei care sunteți tineri și aveți chemarea asta, în primul rând ca predicatori, mare, mare atenție. Când predici, pui sămânță. Și asta crește. Cineva te copiază. Mi-am amintit că eram la o părtășie mai restrânsă, cineva m-a întrebat ceva. Nu m-am grăbit să răspund. Și îmi zice un om mai în vârstă. Frate, fii atent ce ne spui, că noi te credem. Parcă mai degrabă mi-ar fi plăcut să-mi spun, a, dă-și tu cu părerea. Nu-i chiar așa. Ceea ce spui determină ceva. Apostolul și-a lăsat învățătura și era sigur pe ea, a spus că a primit de la Domnul Iisus Hristos multe adevăruri pe lângă dezvăluire date de Duhul Sfânt, potrivit cu ceea ce știa el din Vechiul Testament. Și aș vrea, dragii mei, să înțelegeți. Am avut recent o discuție cu un predicator tânăr, absolvent a unui facultăți de teologie, și spunea, eu ascult pe toți predicatorii. Și cei cu un rating ridicat, așa, și alții, eu citesc cărți, de toate. Și pe mine nu mă influențează. Și mi-am fixat neapărat o întâlnire, o discuție cu el, pentru că este inconștient de învățăturile care rămân în minte. Noi, ca pentecostal, de exemplu, provenim dintr-un mediu ortodox și ne-au rămas câteva de acolo. Nu le abordăm acum. Vrând nevrând. De exemplu, și concret, cei din zona Bucovinei, pocăiți mai pocăiți ca noi cardeleni. Dar dacă au primit învățătura de la Assembly of God, nu de la Church of God, fără spălare picioarelor. Du-te și implementează în Bucovina. O învățătură se lasă cu efecte. Așa că nu vă permite să ascultați pe oricine. Nu vă permite să citiți orice carte. Autorul face operații pe creier. Îți fixează și uneori pe bază de căi neuronale principii, obiceiuri. Și tu nici nu știi că de fapt semeni cu el și o să spun că seamănă cu învățătorul tău. Da. Aș vrea să trec mai departe, sper că ați prins ideea asta. Scrie în continuare, tu ai urmărit îndeaproape purtarea mea. Asta se vede și nu poate fi tăinuită. În mod deosebit în viața de familie.
Spune în 1 Tesaloniceni, la capitolul 2, vă citesc de la versetul 9. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră. Voi sunteți martori că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi. Și pentru că s-au purtat ca atare, au și avut rezultate pe măsură, spune versetul 13, de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi, care credeți. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem un comportament frumos. Și dacă ne văd potrivnici, când îi va cerceta Domnul să se lase cu mântuire. Amin. Și când ne văd ucenicii, să aibă modele binecuvântate. Tu ai urmărit îndeaproape purtarea mea. Foarte important asta. De aceea este imperativ. Nu doar pentru mântuirea noastră, ci și pentru faptul că ne constituim în modele, să fim atenți în tot ceea ce facem. Spunea un tată, și trebuie să fiu foarte atent, că mă urmărește un puști. Copilul bagă de seamă. Și te copiază în mare măsură, chiar dacă uneori se plâng părinții că nu-i ascultă copiii. Tot se lasă cu moștenire. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim frumos, ca în timpul zilei. De altfel, conștienți, în primul rând, nu că ne văd oamenii, ci că ne vede Dumnezeu și vrem să-i fim plăcuți. Conștienți că nu prin puterea noastră suntem ceea ce suntem, ci harul lui Dumnezeu și Duhul Său ne-a dat starea și harul să trăim frumos. Doamne, ajută-ne! Scrie mai departe ceva interesant. Tu ai urmărit îndeaproape hotărârea mea. Nu le voi lua pe toate la rând. Cred că e foarte important pentru a fi model să fii statornic. Trăim într-o vreme de modele mutabile. Acum, nu neapărat să ne gândim la ce se întâmplă la transgenderi. Dar mai cu seamă în postmodernismul nostru, cineva poate să schimbe ideologia, să schimbe comportamentul, întâlnești pe un pocăit, aici este așa, dacă se duce în altă parte este altfel. Am întâlnit mutații și în bine și în rău, alea în bine-s de dorit, dar ne pare rău de cele în rău. Cât ar fi de frumos, și hai să le prindem și pe surori, să nu vorbim numai de predicatori și de bărbați, în prim plan, scrie despre Estera în cartea ce-i poartă numele, că rămasă fără părinți, Estera capitolul 2, versetul 10, respecta ceea ce spunea vărul ei, Mardoheu. A ajuns regină. Cine mai putea controla? Dar spune versetul 20, ea nu spusese nici naștere, nici poporul, căci oprise Mardoheu și iar urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el, mare lucru. Cred că astea sunt cele mai binecuvântate modele a oamenilor statornici, care știu că slujesc unui Dumnezeu veșnic. Și ceea ce au primit vor să păstreze și slujească Domnului toată viața. Dar vă rog să observați că statornicia asta capătă un accent cu atât mai mare cu cât apostolul vorbește aici în continuare, citez. Ai urmărit răbdarea, îndelunga răbdare, prigonirile, suferințele. Că pe vreme bună e simplu să rămâi același. Da, când vine persecuția. Și amintește-l lui Timotei, tu știi prin ce am trecut în Ahiosia, în Iconia, Listra. Știi ce prigonire am răbdat? Și să rămâi același. Ce ne place nouă să povestim de frați, ca Rumbrandt, ca Haran Popov, ca alții din Rusia, care au rămas peste ani cu lagăr, cu închisoare aceiași. Să nu te schimbe teroarea, să nu te schimbe ispitele, să nu fii pământul acela de pe stâncă și să fie un pământ bun al oamenilor credincioși care rămân până la moarte. Îmi spune Evrei 13, dați-vă la mai mari voștri, la sfârșitul felul lor de viețuire, sunt modele binecuvântate, urmați-le credința. Mărit să fie Domnul.
prin frații de la Londra s-au tradus mai multe cărți despre învățătura fraților noștri din Rusia, că altfel am fost obișnuiți numai cu teologie din Occident, cu experiențe ale lor. Și m-au încântat unele dintre ele. Mi-au rămas, poate m-ați mai auzit, amintindu-le în predici într-o parte în alta. Oameni care au făcut 10 ani de închisoare. De exemplu, ca și fratele Ivan Fedotov, care apoi, după ce a venit libertate, a ajuns episcop peste Rusia. Și după 10 ani de închisoare, ai spune, băi, acum stai cu minte. Ce vrei să te duci înapoi? Din nou cu aceeași îndrăzneală, cu aceeași hotărâre, alți 5 ani de închisoare, alți 3 ani de închisoare. Și au rămas, cum spunea fratele Simeon Bumbar în prefața cărții, ca niște stejari falnici. Adevărate modele, să fie Dumnezeu binecuvântat pentru toți oamenii statornici. Pentru toate femeile, care chiar dacă au bărbați necredincioși, cum a fost cazul mamei lui Timotei, peste ani, pentru că altfel, nu spunea un soț, de fapt era o întrebare, când ne-am căsătorit, soția a spus că rămâne statornică în învățătură, dar după câțiva ani s-a schimbat. Dar sunt și femei statornici, ca Ana, fata lui Fanuel, 10 de ani, aceeași statornicie la templu și Dumnezeu o folosea ca profetesă, și s-a bucurat de momentul venirii Domnului Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Cred că aceste caracteristici definesc un model biblic de om. Învățătura, comportamentul și statornicia prin toate necazurile vieții. Dar mai este ceva. Zice în versul 12, de altfel toți cei ce voi să trăiască cu evlavii în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Evlavia este o caracteristică despre care scrie în aceeași epistolă, că de altfel cel mai mult scrie despre evlavele în 1 și 2 Timotei, 1 Timotei 4, versetul 8, căci deprinderea trupească, chiar anumite exerciții, anumite canoane, o asceză, este de puțin folos. Pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Hai să ne dorim să fim oameni evlavioși. Pe ce s-ar putea caracteriza un om evlavios? Nu vreau să vă dau o definiție, poate mai degrabă să vă dau exemple. Știți cine a spus în Biblie, Doamne, adu-ți aminte de faptele mele evlavioase? Vă amintiți? De 2 ori încă a zis. Neemia. I-a bătut sufletul pentru țara lui, pentru neamul lui. A lăsat postul de la palat, a fost numit dregător pentru 12 ani, și și-a dedicat viața rezidirii Ierusalimului și împreună cu preotul Ezra refacerii spirituale a poporului. A slujit cu lepădare de sine, nu s-a folosit de drepturile sale ca dregător, nu s-a lăsat intimidat, nu s-a lăsat influențat de profeți falsi, a rămas statornic, a vrut să rămână sanctuarul curat, știți că a avut probleme cu marele preot Eliashib și cu cealaltă rudenii, cu dușmanii din afară, cu Tobia, cu Sambalat. Cred că un bărbat evlavios este caracterizat de o pasiune sfântă permanentă. Este omul legat de biserică, omul care se dăruiește lucrării sfinte și pentru care contează ce se întâmplă în viața oamenilor. Dumnezeu să binecuvinteze biserica, familiile cu astfel de bărbați, care sunt oameni de valoare în poporul lui Dumnezeu. Nu neapărat că sunt predicatori, dar te poți baza pe el într-o lucrare oarecare. Este omul care rezistă prin toate problemele vieții. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și pe noi. Spune Scriptura despre femei în 1 Timotei la capitolul 2, vă citesc de la versetul 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, că pentru femei hainele contează mai mult ca și pentru bărbați. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Un astfel de model de femeie,
O, de a-mi putea prezenta tuturor tinerilor și tuturor femeilor care se pocăiesc. Că în lumea asta, știți, se vorbește de fotomodele. Astea sunt așa doar trecătoare, mutabile, că și cu vremea opțiunile se schimbă și au în vedere numai aspectele exterioare. Și avem de-a face numai cu fotomodele tinere. Ați întâlnit undeva, stimate surori, să fie un fotomodel o bătrânică? Am citit cândva în revista Sămânța Adevărului că la o familie, vârstă de 40 de ani, la o soră, a venit o femeie, un comerciant ambulant cu niște unguente așa pentru față, ci că s-o întinerească. Și ca să fie frumoasă pentru soț, și-a imaginat ea că altfel nu putea diavolul să o păcălească să fie frumoasă pentru alții. Le-a cumpărat, deși astea au grevat puțin bugetul familiei, dar n-au marmuș și a dus la o părtășie cu surorile. Și o bătrânică a prezentat anumite calități de caracter a unei femei. Și la întoarcere spre casă, îi spune această soră soțului ei dragă: trebuie să spun ceva, am făcut ceva ce n-am făcut până acum, ceea ce nu m-a reprezentat, dar mi-a fost și teamă, dar în același timp mi-a plăcut, m-am ascuns de tine cu ceva, am cumpărat, uite, unsorile astea, dar am vrut să arăt frumoasă în fața ta. Și el spune: dragă, dar ți-am făcut eu observații vreodată, dar știi, mi-a apărut un rit pe frunte și am început să cărunțesc. Dar zice, astăzi, după ce am văzut bătrânica asta, ce valori a cultivat în viață și ce gândire are, a zis, nu mă mai interesează cum o să arat când o să fiu bătrână, dar vreau să fiu ca ea. Că, vorba poetului, omul de afară trece, dar omul dinăuntru se poate înfrumuseța din zi în zi. Și eu am trecut, aveam 55 de ani, acum am 56, și un frate m-a întrebat: câți ani aveți? Dar pentru că atunci când mi-a zis întâi, se spun câți ani are el, și eu nu obișnuiesc să spun asta. Mi-a spus, spune dumneata că știe exact câți ani ai. Zici, să spun, eu dau cu animereală. Atunci mă întreabă el pe mine, tu câți ani ai? Și că acum am aplicat principiul lui. Zic, spune dumneata dacă îți place să întrebi pe alții câți ani au. Se uite la mine și spune, 70, nu? Deci pe din afară arat cu 15 ani în plus. Nu e nicio problemă. Dar mi-aș dori pe dinăuntru să pot judeca așa ca un om la 70 de ani și să gândesc ca un om la 70 de ani care, vorba unui frate, zice, gata, mi s-a încheiat oferta de acum, numai dacă mai îndesc supliment de zile. Dar s-a întâmplat undeva că o doamnă, nu o soră, Doamne ferește, așa, pentru că nu era băgat în seamă, a ieșit puțin mai în față, a făcut un pas, dar câți ani îmi dați? Și a fost acolo un om cu minte care a zis, după cum arăta sau după cum gândiți? O rău i-a părut că a întrebat. Mulțumim Domnului că ne-a creat frumoși. Dar dacă îmbătrânim, asta nu este o problemă. Perii albi sunt o cunună de cinste. Dacă ne trecem, cum a întrebat cineva pe un bătrân, o zis, cum te afli? O zis, eu bine, dar coliba e pe duc. Dar nu e problemă, că ne așteaptă în ceruri o casă binecuvântată. Mărit să fie Domnul. Stimate surori, fiți atente ce modele urmați. Mi-a trimis o soră un e-mail și m-a întrebat, hai, te rog, frate, vizualizează puțin, și mi-a dat acolo o indicație. Uite ce spune o soră. M-a destabilizat. Gata, deschis și eu. O doamnă, o domnișoară, nu știu ce era, cu o Biblie mare. Spune, stimate surori, eu când vă învăț, vă învăț din cuvânt. Numai că nu știu cum spune aici că femeile lor se scrie în versetul următor, că nu predică. Da, pe celelalte surori au voie să le învețe, dar numai lucruri de familie, nu doctrină. 1 Corinteni 14, asta e poruncă. Scrie în Tit 2 să discute cu celelalte, să fie niște modele cele mai în vârstă, cum să fie soții bune, cum să fie mame bune, nu cum să fie predicatori buni. Hai să văd ce spune surioara asta. Să admit că era o soră, după cum spunea, nu? Zice,
Noi suntem mântuite prin Iisus Hristos? S-ar fi așteptat răspunsul logic, da. Deci ați auzit? Prin Iisus Hristos, nu și dacă nu purtăm aurituri. Ce logică bolnavă! Păi atunci de ce n-a zis, noi suntem mântuiți prin Iisus Hristos? Nu și dacă suntem familii serioși. Nu se mai cere nimic în plus. Noi suntem mântuiți prin Iisus Hristos, nu și dacă nu furăm. Numai mântuiți prin Iisus și să nu fure. Anexă. Și am zis încă o dată, bine este ce e scris în Biblie, să rămână predicarea la predicatori, la bărbați, și să știe că vor fi judecați mai aspru, că pe scumpele noastre surori le-a însărcinat Domnul cu alte servicii și nu vrea să le mai incrimineze și cu un articol în plus în lege. Bucurați-vă de ceva ce v-a dat și fiți modele pentru ceea ce sunteți rânduite să fiți modele. Și noi ca bărbați să fim modele inclusiv în învățătură, pe lângă purtare și toate celelalte ce le-am spus. Așadar, hai să recapitulăm pe scurt. Nu se poate trăi fără modele. Ele sunt funcționale. 2. Caracteristicile unui model bun sunt învățătura, comportamentul, statornicia prin toate vicisitudinile vieții și, în mod deosebit, viața evlavioasă, adică acea raportare care te ține aproape de Dumnezeu, aproape de oameni. Dacă vreți, evlavia este chintesența celor două porunci, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Doamne ajută, amin. Aleluia. Trec mai departe și aici vă rog să fiți atenți. Pavel ce le scrise aici? Le-a scris dându-se el drept model sau a vrut să-l facă pe Timotei model? Am auzit unii spunând, să nu te uiți la mine, să te uiți la Hristos. Bine, dar atunci du-mă la adresă. Asta a fost pentru cei 12 să se uite la Domnul Iisus. Dar pentru noi ceilalți? Ia uitați-vă ce spune Apostolul Pavel, cât este de categoric. Vă citesc 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. De aceea vă rog, călcați pe urmele mele. 1 Corinteni, capitolul 11. Călcați pe urmele mele, întrucât eu cal pe urmele lui Hristos. Noi suntem într-un șir indian de sfinți. E adevărat că primul care a făcut calea este calea însăși. Asta e Domnul nostru Iisus Hristos. Asta e calea mântuirii care ne duce în slava cerească. Dar apoi a pășit apostolul și apoi pășesc eu și pășesc alții după mine. Apostolul Pavel spunea de asemenea filipenilor, capitolul 4, versetul 9, ce ați învățat, că de la învățătură pleacă, ce ați primit, ce ați auzit de la mine, ce ați văzut în mine, faceți! Alte cuvinte, dacă ar fi să actualizăm datele astea, am spune noi, ca și Pavel, măi, voi m-ați filmat tot timpul. Am spus camere ascunse după mine. Mi-ați înregistrat toate cuvintele. Astea sunt pentru voi. Eu sunt modelul. Că la urma urmei, sau în primul rând, am și eu un model care l-am urmat. Iisus Hristos, Domnul. Dar după ce a plecat Pavel, a mai rămas vreun alt model? Ascultați ce vă citesc, recitind parte din ce am citit din Tit, capitolul 2, versetul 7. Dă-te pe tine însuși pildă, alt model al generației lui. 1 Timotei, capitolul 4, spune de la versetul 12, nimeni să nu-ți disprețească tinerețea, căci din tinerețe devii model. Ascultați-mă, tineri dragi, și fii o pildă în vorbire, purtare, dragoste, credință, curăție. Ia seama! Puneți pe inimă aceste lucruri, fii culoarea mintei asupra ta însuți, că ai devenit un model. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Ba, noi încet, încet, că părem de 70 de ani, că avem 70 de ani, ne ducem. Și mă uit prin biserici, în primul rând în biserica noastră, și așa bucurie am
și mă lupt să mai pot șterge ceea ce n-am fost un model bun. Să mai îndrept, să mai perfecționăm ce se poate. Ca să rămână alții drept modele binecuvântate, până când Domnul va veni și va lua ultima generație. Cum fi noi, că veți fi voi, că vor fi alții, Domnul să-și binecuvânteze tot neamul sfânt, 1000 de neamuri de oameni să fie, că dragostea Lui se întinde peste toți. Așa că, stimate surori, sunteți model pentru fetele de 15 ani, pentru cele de 10 ani. Da? În tot ceea ce facem, cineva ne vede și contează pentru cineva. Aș vrea să observați, și îmi place foarte mult în textul nostru, o expresie care apare aici. Pentru ca omul lui Dumnezeu, eu am pus titlul Omul Model, dar titlul corect care ar trebui să spun este Omul lui Dumnezeu, ăsta e model. Acum este omul lui Dumnezeu. Pavel, care a scris asta, călca pe urmele Domnului Iisus. De la el încoace șirul, cum a spus până la noi. Dar Domnul Iisus pe urme cui călca? Vă amintiți textul din Evanghelie, să nu vă rețin eu cu toate. Eu nu fac nimic din la mine însuși. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu numai cum îmi spune Tatăl. Domnul Iisus n-a avut modelul lui. El a fost chipul Tatălui. Și scrie în Roman, capitolul 8, versetul 29, vă citesc cuvintele Apostolului Pavel. Ce proiect a avut Tatăl, că pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Păi nu fizionomii, nu știm cum a fost Domnul Iisus, slavă Domnului, când a rămas poze ca să nu se justifice cei ce vor icoane. Dar ne-a rămas modelul, că nici pe Tatăl nu l-a văzut nimeni. Dar felul lui de a fi, bunătatea, credincioșia, îndelunga răbdare, dragostea și toate celelalte ne-au fost aduse în lumea noastră prin Fiul. Fiul a lăsat model la apostoli și apostolii și urmașii ne-au lăsat modelul nouă și toți până în capăt trebuie să semănăm. Și când o să fim prezenți în rai, știți ce o să zică îngerii? Mă, ăștia tăți-s frați, dar seamănă. Doamne, ajută-ne să-ți dobândim chipul. Omul model are fața lui Dumnezeu. Ai un ochi ca lui Dumnezeu, vorbe ca ale lui. Cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu? Ăsta e model. Cine se comportă în toate acțiunile, lucruri mari, lucruri mici, spunea Domnul, dă-mi socoteală și de orice cuvânt. De aceea, dragii mei, nu cumva să separați viața de biserică de viața de acasă, de viața de serviciu, nu. Peste tot noi purtăm chipul și numele lui Dumnezeu și îl vom purta pentru vecii vecilor. Spune Scriptura în Efeseni, la capitolul 4, asta e interesant la Dumnezeu, știți că i-a spus lui Nicodim, zice că nu trebuie să te naști din nou, că altfel nici vorbă de rai. Și scrie aici în Efeseni 4, de la versetul 17, nu mai trăim cum trăiesc alții, cu o gândire afectată, și citeze la versetul 21, importanța învățăturii de care vă vorbeam, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în voi ați fost învățați, cu privire la felul de vostru de viață de trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Lăsați-vă de obiceiuri, de anumite imagini care v-au atras, de anumite modele greșite, care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou. Deci omul model îl putem numi omului Dumnezeu, îl putem numi omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Dar ce n-a avut Dumnezeu planul ăsta din capăt? Cum l-a creat pe Adam? După chipul și asemănarea sa. Și zice Pavel în Galaten 4, o copilașii mei pentru care ară simturile naștere până va lua Hristos chip, în voi. Se spunea în biserica creștină primară, cine a văzut pe un frate, a văzut pe Iisus. Cine a văzut pe Iisus, a văzut pe Tatăl. Și eu continui să spun, și cine l-a văzut pe Iisus, îl va vedea pe Tatăl față în față și vom fi ca El și cu El pentru vecii vecilor. N-o să-L convingem noi pe Dumnezeu că am găsit alt model, nu se poate. Modelul rămâne, El este modelul desăvârșit. A Lui să fie slava în vecii vecilor.
Așadar, nu uitați, linia modelelor merge până la Creator și va merge linia modelului curat până la ultimul sfânt. Și spune textul nostru, să vedeți care este scopul în a deveni model. 2 Timotei, capitolul 3, citesc cuvintele Apostolului de la versetul 15. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să dea înțelepciunea, care duce la mântuire. Dacă nu vei dobândi acest chip, nu se poate vorbi de mântuire. Ascultați-mă bine ce vă spun. Pe zi ce trece, îmi propun să fiu tot mai curat, tot mai plăcut Domnului și nu vreau să las niciunuia șansa să fie oricum. Domnul întâi ne este învățător și în final ne este mântuitor. Și nu mă pot îmbăca cu ideea întâi pentru mine și pentru nimeni altul care vrea să mă asculte, să îl las așa ușurel, bă, frate, se poate și așa. Cum adică să se poată și așa? Ție îți place un copil cu handicap? A, băi, dacă e și chior de un ochi, nu? A, băi, dacă are aici așa un pe față, măi, îl ducem la operație estetică, mă, nu vorbim de ăștia care se duc la operații să se mutileze. Dacă ai o haină, cum spune astăzi Duhul Sfânt, păi ce-o aranjezi, că biserica Domnului trebuie să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Ne vrea Dumnezeu sfinți în toată purtarea noastră. După ce a plecat scumpa mea la Domnul, am numit-o pe lângă scumpă, că așa am numit-o toată viața, am numit-o și sfântă. Cineva a crezut că am întrecut măsura. Deși le-am spus, pentru scumpa mea, supunere, slujire, smerenie, a fost plăcere, pasiune, încântare. Mi-amintesc că am tangențiat cu o familie în perioadă de boală mai mult și îmi zice odată acel bărbat, frate, eu să-i spun în drept, acum vorbim între noi. Totdeauna femeia asta a fost așa supusă. Băi, eu numai așa o știu. Întreabă și pe alții. Întreabă pe copii. Și am văzut atâtea surori. A fost vizualizată în mormântare de 100.000 de ori. Pentru câte femei, scumpa mea, și ea avea o vorbă. Dar eu sunt o femeie simplă. Dar le-a marcat pe multe. Mi-a scris un e-mail o soră, nu știam că e măritată sau nu. A zis, n-am apucat să cunosc pe soția dumneavoastră. Dar ce s-a spus despre ea m-a marcat ireversibil. Îmi doresc să fiu o asemenea femeie. Dar nu sora Adena e modelul. Modelul este Iisus Hristos Domnul. Modelul e chipul Tatălui care ne-a creat. Și a vrut să-i purtăm chipul. Și vrea să moștenim împărăția lui eternă. Scopul prim în a fi un model de om al lui Dumnezeu este să fii mântuit. Și mai cu seamă după ce a plecat dragă de ea. Nu-i zi să nu mă gândesc cum o fi acolo, ce vom face și îmi doresc. Încât uneori scap Pavel în Filipeni 1, nici nu știu, că am zis odată la noi în adunare, mă, n-aș mai sta nici să dau mâna cu voi. Numai că m-a sunat un proroc și a spus, frate, mi te-a arătat Domnul într-o vedere, într-un mod interesant. Ai arătat așa puțin cu gura deschisă și aveai de la jumătate într-o parte o dantură albă, niște dinți perfecți. Mă, cred că chiar am avut dinți slabe în viață. Și o zis, Domnul, că ți s-au albit dinții în vremea asta. Și încă mai trebuie să albească până în capăt. Doamne, dar și în gură ne cauți. Păi nu e vorba de dinți. O fi vorba de vorbe. Și am văzut cât de mult ține Dumnezeu la detalii. Un maestru și-a dus tinerii sculptori în fața unei bucăți de marmură. Și a spus, băi, din asta trebuie să scoatem, nu știu cine trebuia, un om. La treabă, băieți, gata, cu sculele lor, până de seară i-or da chip. Și a spus, uite, e aproape om. O să de-abia am început, noi băieți.
până o să vă învățați voi să faceți lucrurile mărunte, finisări, acolo e proba. Ca așa din topor e pocăit într-o seară. Da, când trecem la pilit, când apare suferința, când apar problemele, când te agită și te irită și ți-a tocmai ce-ți place, atunci să vedem ce model mai rămâi. Cum spune că stătea un copil lângă un păstor, bătea la garș. Băi, bă, care ajută, dă-mi cuile, ce faci aici lângă mine? Vreau să văd ce un păstor când își dă cu ciocanul pe deasupra. Auzi, mă, ce vrea un copil, mai? De ce crezi că numai copilul vrea să se uite? De ce le îngăduie Dumnezeu pe asta? Să vadă cum ne comportăm. Și poate vom zice noi ca ucenici, Doamne, dacă e așa, nu mai vede nimeni raiul. Dar ce a zis Dumnezeu? Domnul Iisus, cei la oameni cu neputință, la Dumnezeu, toate sunt cu putință. Am visat cu scurt timp înainte a plecat soția, că am visat înainte că urma să fac o lucrare de master, de două, s-a repetat, o să înveți materii noi. Și acum am visat că mi-a adus rezultatul la ultimul examen, luase în 10 și urma să fac repede lucrarea de disertație. Dar eu în vis zicea, măi, cum mi-o dat 10? Că nici acum nu știu răspunde la punctul ăsta, din întâmplare am pus bine. Și cum o să fac eu lucrarea așa scurtă vreme, că urmează examenul? Și am primit răspuns. Vezi, nu-i puterea ta, e harul lui Dumnezeu. Dragii mei, să nu se scuze cei ce nu vor să fie modele adevărate, că nu pot, că poate Dumnezeu. Și să nu se laude cei ce au ajuns, că nu ei sunt cei ce operează, ci Duhul lui Dumnezeu. La oameni nu se lucrează pe din afară. Să-i aranjez eu baticul, îi aranjez eu părul. Dacă i-aș putea aranja gândurile și aranja singur și baticul și părul, nu m-am treabă în veac cu ea. Dar dacă nu, trebuie să-i pun și oglindă, modelul în față, uite așa. Și ce am rezolvat? Până am trecut după colț și a uitat ce i-am spus. Dar dacă își face Dumnezeu lucrarea, suntem sfinți și lumini în lume, cetăți așezate pe un munte, oamenii vrând nevrând ne vor vedea și va rămâne Evanghelia nu întotdeauna vestită, trăită de mărturie. Și pentru noi va fi o dovadă de mântuire. Ne va găsi Domnul vrednic să ne strămute în Sfânta Lui împărăție. Nu fi un model numai la gândul că va fi urmat și că te vede. Fi un model la gândul că Dumnezeu ți-a dat modelul să devii ca El. Să fii cu El. 1 Ioan 2:6, cine zice că trebuie să trăiește, rămâne în Iisus, trebuie să trăiască și El. Cum a trăit? Iisus, Doamne, îți mulțumim. Tu n-ai vrut să fim robi, argați la curte, Tu ne-ai vrut fii și fii seamănă pe Tatăl. Mărit să fie Tatăl. Binecuvântat să fie și Fiul care a venit să ne dea modelul binecuvântat. Că n-a venit numai să moară, a venit să se dea ca exemplu pe pământ. Să moară putea veni odată și gata. A trăit așa în condiții ca noi, a fost ispitit în toate felurile ca noi. Și acum când avem probleme, scrie în Evrei 2 și în Evrei 4, că El mijlocește pentru noi. Că mai avem câte o scăpare. Spune, Doamne, iartă-mă că n-am zis ceva, dar m-am strâmbat. Și Domnul spune, lasă că uite să-ți fac eu așa finuț cu mâna pe față și următoarea dată o să-ți fie mușchiul mai deprins să zâmbești. Și numai 2-3 lacrimi scurg pe aici și dintr-o dată mușchiul funcționează mai bine. Am fost recent într-o adunare și a durat rugăciunea vreo 15-20 de minute, a fost ceva interesant. Și cineva de lângă mine zice, uite la copilul ăla, un copil de 10-11 ani, plângea și cu mâinile pe sus. Dar știți ce a fost frumos? Până la urmă am reușit să oprim rugăciunea, cuvintele, dar n-am reușit să oprim lacrimile. Extraordinar. S-au oprit din cuvinte, dar s-auzea plânsul. Așa lucrează Dumnezeu și la cald și cu apă și la rece. Operațiuni să ne dea chip. Să devii omul model. Omul făcut de Dumnezeu, după chipul și asemănarea Lui. Și un ultim aspect cu care am încheiat, scrie aici, că Scriptura e însuflată de Dumnezeu și de folos să realizeze în noi aceste lucruri frumoase, să dea înțelepciune prinde, pentru ca omul lui Dumnezeu, omul model, să fie desăvârșit. Se poate? Se poate. Și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
Dacă vei deveni omul model, omul lui Dumnezeu, omul cel nou, zi cum vrei, te poate folosi Dumnezeu la orice lucrare. Și Dumnezeu a vrut în bunătatea sa să descurca fără noi mai ușor și mai fain. Că noi suntem, vorba unui predicator, o să mă iertați că am ținut mult, dar un meseria slab nu termină treaba repede. Dumnezeu se descurca fără noi, sigur, dar a vrut să facă și să fim și noi lucrători împreună cu El. Și ia Domnul pe unul, cum îi stană de piatră? Face din el fiul lui Avram, îi dă chip după chipul său și îl folosește la o lucrare sau la alta. Și ne bucurăm și ne uităm, Doamne, uite ce ai scos din tânărul acesta, ce ai scos din băiatul celălalt. Recent am avut o experiență, un copil care în adolescență a fost răzvrătit, s-a dus așa spre lume, apoi s-a întors, Domnul a lucrat valori în interiorul lui, chestiuni de caracter, nu doar de formă, de slogane. Și recent și-a dat drumul să spună versuri și mi-a spus un altul care îl cunoștea din adolescență. A zis, m-a încântat felul în care spune versurile. Ce cuvinte are acum, cum gândește. Ce mare Dumnezeu cum lucrează și că face din noi lucrători ai Săi. Doamne, cercetează tinerii de aici, adunarea asta, fă-i lucrători în Cluj și în toată România. Arată-ți puterea prin a-ți desfășura lucrările tale. Poate la locul de muncă vei fi un model și se vor pocăi oamenii. Vor fi izbiți de chipul tău, îi vor atrage cuvintele tale, poate fredonând o cântare. Și într-un moment greu, rugându-te să faci o rugăciune pentru ei și Dumnezeu, cinstindu-te ca lucrător, te ascultă și oamenii aceia rămân uimiți. Cine ești? Un model al lui Dumnezeu pe pământ. Da, frumusețea știți care este? Nu știu cât v-ați gândit la asta, poate eu mă gândesc mai mult că mai mult îți dus decât rămas. Omul desăvârșit, omul lui Dumnezeu, e destoinic pentru orice lucrare bună, nu doar aici. În veșnicii, acolo o să aveți voi acordeoane frumoase, măi. Dacă o fi pe acolo, nu știu cum o fi, dar o fi ceva, scrie Apocalipsa de ceva instrumente, măi. Să vezi acolo lucrători, și la unii dă anumite cetăți, pe altul repartizează, în cosmosul ăsta imens, împreună cu îngerii, la ce o să ne pună, că Dumnezeu nu lucrează, zice un frate, măi, Dumnezeu e ciudat. Pe când te desăvârșește la bătrânețe, pe când ești apt să faci o slujbă, îți slăbește puterea și spune, dă-te jos, lasă pe al nepriceput. Vreau să mă ocup și de asta. Acum, pe când puteam să fac o treabă, acum nu-s mai bun. Dar nu te pregătește Domnul pentru orice lucrare bună numai aici, ci în veșnicie. Acolo sunt adevăratele repartiții, adevăratele posturi pe care le vei primi. Ce folos aici că ai o profesie, o poziție? Da, de unde? Cu tine mai înaltă, cu atât e vânată mai tare. Omul pus în cinste nu-i dăinuiește. Dar ne va așeza Dumnezeu pe funcții, pe atribuții eterne în împărăția Lui. Păi de-aia trebuie să ne crească, pentru că nu ne aduce acolo să înceapă cu noi de la creșă. Nu! Dumnezeu când a făcut pe Adam în grădină, l-a făcut direct om mare, după chipul și asemănarea sa. Și ne crește Domnul aici, ne performează, și când ne duce, ne așează pe locuri potrivite. Ce va fi atunci, acolo? Cum zice un vers, cei ce în ochii dumitale nu făceau două parale, vor ateriza în orale, la altitudini siderale, Marte, Venus, Jupiter. Vor ateriza pe astre și va începe veșnicia, mărit să fie Domnul. Atunci va fi adevărata cântare. Atunci se vede cine e pus în față și cine are drept să slujească, cine a fost omul lui Dumnezeu. Și cum zice un vers al lui Dors, a spus la capăt de drum, mă duc să-mi iau o harfă nouă și o altă carte de cântări și un arverșmânt de cununie spre ziua dulcei așteptări. Și atunci cu mâinile slăvite vom legăna cereși finici, înălțând spre zări nebănuite cântările începute aici. Adevărata viață este după înviere.
De aceea, dragii mei, nu uitați. Dumnezeu vrea să devenim după chipul Său, să fim ai Săi, să fim mântuiți și să ne instaleze în posturile, în lucrarea Sa pentru vecii vecilor. Așteptăm acele zile, să ne bucurăm cu Domnul pentru eternitate. Amin.